Bună ziua, dragi cetățeni ai Comunii Sascut! Bine ați venit televiziunea Exclusiv TV la noi în Comuna Sascut și vă mulțumesc pentru că v-ați gândit la noi să vedeți ce se mai întâmplă și prin comunele limitrofe la graniță cu Francia și limitrofea județului Bacău. Aș vrea doar să vă relatez câteva realizări al primarului Comunii Sascut, al Consiliului Local, a domnului viceprimar, pentru că cred eu că în acești 4 ani de zile s-a făcut ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani de zile în comuna noastră. Și aș lua acum cu satul Berești, unde, în satul meu natal, am făcut circa 6 km de asfaltare, o asfaltare perfectă, principalele drumuri cu borduri. A mai rămas 1,8 km care va veni în faza a doua. Lucrările au fost făcute prin PNDL cu o putere de finanțare a primăriei Comunii Sascut, circa 27 de miliarde de lei vechi. Suntem săptămâna viitoare a pornit spre Berești cu gazul metan. Pentru anul ăsta poate încercăm finalizarea sau începerea lucrărilor de apă potabilă. Avem prins un proiect la școală de reabilitarea pentru anul viitor a întregii școli din satul Berești, a unui teren de sport, măsura gal, un teren care are circa 60.000 de euro pentru investiția terenului. Casa praznicală din satul Berești, de pe lângă biserica din Berești, care sperăm ca până pe data de 20 septembrie să o finalizăm și să o inaugurăm. În continuare, lumina și cei 4,5 km de asfaltare cu rigole betonate, făcând parte din drumul județean, intrările în comună, căminul cultural, unele lucrări de întreținere, troița de la intrare amenajate cu bănci în parculețul respectiv, la intrare în Berești pe dreapta intenționăm să facem un teren mare de sport. Deci și în satul Berești cred eu că oamenii o să fie mulțumiți și cred eu că să aibă o altă bunăstare. Dacă ne ridicăm spre Sascut, în târg s-a făcut acel pavilion care cazează cele două mașini de pompieri și o mașină de ISU, care în 5 minute deservește și e la fața locului în condiții când ia foc sau sunt alte necazuri. Tot în târg se vor asfalta circa 2 km de asfalt, dar în perioada următoare, iluminatul public, avem aici vreo 3 proiecte, piața din comuna Sascut, care va fi făcută în spate la Ocolul Silvic, cele 4 blocuri mobile, module de locuit pentru familii cu probleme și pentru tineret, căminul cultural din comuna Sascut, care va fi amplasat în curtea școlii generale. Am făcut un proiect pentru o grădiniță cu program prelungit. În fine, întreținerea școlilor, premierea elevilor, întreținerea liceului agricol, cumpărarea de echipamente pentru echipele de dansuri populare. Se știe, se cunoaște ceea ce am făcut, dar mai avem multe de făcut în comună. În primul rând, avem lucrările de asfaltat în satul Schineni, care o bună parte din lungimea de șosea este aprobată la asfaltare și la reparație drumuri calamitate. În schimb, drumul de la Schineni va fi făcut la anul pe un proiect PNDL,
pentru că o să trebuiască o sumă mai deosebită. Intenționăm preluarea ICIL-ului, fostului ICIL, și să funcționeze unitatea de pe lângă primăria comunii Sascut pentru o altă posibilitate de împuteriere a apei plate pe serviciul de pe lângă primărie. Dispensarul, care funcționează în condiții normale, cu doamna doctor Vultru, cu doamna doctor Ricaru, și celelalte care poate nu le-am minunțat, cum ar fi parcările la taxi, la stațiile de taxi, asfaltarea drumului principal, cele două mari investiții a domnului Șerban, grup Șerban, care va fi peste 60 de milioane de euro, și fabrica de lapte cu un potențial de aproape 30-35 de muncitori. Adică Sascut începe să miște. Cred eu că în viitorii ani o să aibă cei care sunt plecați acasă dorința și posibilitățile normale de a se întoarce înapoi pentru a supraviețui în comuna noastră. Dacă mergem spre Pâncești, s-au făcut lucruri bune, se construiesc în continuare lucruri bune, avem proiectul de gaz metan Berești-Pâncești, care e vreo 56 de miliarde de lei, care sper să înceapă luna octombrie, care urmează. Am schimbat 4 km de conductă de apă, racordând aproape jumătate de comună, pentru că conducta veche avea un număr de ani însemnat și ruginițe, era spartă. Avem apă canal la Pâncești în valoare de 135 de miliarde de lei. Am terminat școala generală, cred că maxim 10 zile se va inaugura acest spațiu. Au început lucrările la căminul cultural pentru un cămin modern cu sală de mese, cu tot ce înseamnă disponibilitate pentru cumetrii, nunți și alte, și săl de spectacol. Avem cele trei poduri, care unul este la Agheaz Matar, unul va fi la Ghiță Mazilu și unul la Nea Diaconu Vasile. La biserică am făcut gardul de sus la cimitir, facem parcarea, turnăm acum beton, aranjăm drumul ăla care, de fapt, nu se putea intra pe el cu niciun fel de mașină, având oamenii îmbătrâniți, nu putea să ajungă la cimitir. Lucruri care zic eu că pe unii am deranjat și pe alții zic că i-am bucurat. Asfaltarea de la biserică până sus la Nenea Luca, cu întreaga capacitate de schimbare a conductei de apă, la Cristi Bostan, la mama lui acolo. Deci, efectiv, noi căutăm să facem tot posibilul să fie bine, să fie lumea mulțumită. La capitolul biserică încercăm să ajutăm la casa praznicală, la bucătărie, clopotul care a fost plătit în integralitate de mine și îl avem ca miniatură aici, uitați-l aici, frumos așezat pe harta României, lucru care cred eu că acest clopot poartă o pecetă a răscoalii din 1907 și în timp s-a degradat, a crăpat și la rugămintea părintelui protopop, abagerul, am încercat și a unor oameni din Consiliul Parohial, am încercat să fac așa ceva pentru că am considerat eu că biserică sau sat fără clopot nu înseamnă prea mult. Și lucrul ăsta mă ține viu în continuare și în picioare pentru că am făcut un lucru bun, demn de mine. Am pus la Pâncești un rezervor de peste 250.000 de litri de apă care ne-am racordat pe un supraplin, chiar dacă apa lasă de dorit, lucru cel mai grav și lucru cel mai dureros pentru mine este că au ajuns unii din
candidații mei să-mi funde țeava la pădure, să sparg, să bagi bidoane ca să nu aibă apă. În afară de asta, se mai și irigă partea de jos și nu are apă partea de sus. Toată lumea de la deal zice, puneți apometri, cei de la vale nu puneți apometri și în condițiile astea căutăm să suplimentăm la Filip acolo din rezervorul ăla cu alte pompe, capacitatea de alimentare cu apă potabilă ca să putem face față la consumul care necesită pentru satul Pâncești. Îmbunătățim în continuare schimbare și încurajăm schimbarea a conductei de apă potabilă, căutăm spre Luce Gărmacia, spre Dincoa, spre Nealuca și în continuare spre toate căile unde sunt locuințe, să căutăm să avem apă. Dispensarul cu medic, deci suntem prima comună din județul Bacău, nu știu dacă nu chiar din Moldova, care avem medici stomatologi, medici interniști, avem cabinete medicale, avem o situație deosebită, lucru care cred că îl vedeți și dumneavoastră sau îl simțiți. Iluminatul public din stâlp în stâlp se vor mai suplimenta unele lămpi. Efectiv, cred eu că la Pâncești, în viitor apropiat, provințând după apă, canal va fi și asfaltat, avem 6,5 km de asfaltare pe drumuri calamitate, care și la Pâncești beneficiază de 2,5 km, de la Ciubotarul Viorica până la Părintele Negoiță, partea alantă la mama lui Mitică Angel, la Crise, la Chelbănică, sus toată strada, la Nea Acustică Ciutul cu Cărămidarul acolo. Deci, efectiv, toate străzile alea vor fi prinse pentru la anul, pentru asfaltare. Aveam, chiar și anul ăsta s-ar putea, că avem deja hotărâre de guvern pentru suprafața respectivă. Dacă mergem mai departe la Schineni, la Schineni lucrul cel mai dureros este asfaltarea, canalizarea este, trebuie să schimbăm centrul de scurgere la canalizarea care e la magazin la Hârș, acolo la Neală Scrache, ca să găsim o soluție să poată fluidiza cu canalizarea principală. Asfaltarea întregului cartier și șoseaua principală care duce pe partea asfaltată pe la Lăscărache, școală, biserică. Iluminatul e făcut, apă este, gaz metan este și în cartierul nou asfaltarea e făcută pe o mare parte și ne ducem în continuare spre dealul, spre Schineni, să nu zic ce deal. Casa Praznicală este făcută acolo, de vrem să asfaltăm partea de jos până la întreruperea de la Schineni 2 sau dealul Țiganilor, până la urmă spun, și vrem să facem șosea ocolitoare, să nu se mai treacă cu mașini mari prin Sascut, Sascusat, pe aici, pe la biserică, direct să iasă Tuma la Conțești. Am lărgit oare 6 metri, așteptăm o finanțare pentru a putea fluidiza și transportul în comuna Sascut. Celelalte, le-ați văzut, sunt făcute reportaje la fața locului Conțești, Bălcuța, Fântânelele, Valea Nacului, Sascutul Sat. Consider că în Sascutul ăsta sunt 26 de proiecte care așteaptă o parte din ele finanțarea. Dacă sunteți curioși, se depășește cu mult suma de 900 de miliarde vechi, ceea ce înseamnă circa 21 de milioane de euro. Proiecte care așteaptă finanțare, proiecte care se vor derula în perioada următoare. Vreau să fac un apel în schimb pe o chestiune nu supărătoare, pe o chestiune de nemulțumirea mea. Am încercat să accesez o linie de credit pentru a susține aceste proiecte și această valoare mare și automat, dacă vă dați seama de suma respectivă, dacă cineva îți dă 1 milion de euro, trebuie și tu să vii cu 20% sau 18% sau o mică parte ca finanțare la proiectul respectiv. Dacă ți aprobă statul sau ți aprobă proiectul, suma respectivă și tu n-ai cu finanțarea, ai pierdut lucrarea, ai pierdut finanțarea și la revedere.
cele 26 de proiecte care angrenează circa 900 și vreo 20 de miliarde de lei, înmulțit cu 20%, observați că o să ne trebuiască aproape 100 de miliarde de lei. Lucru care noi putem să-l luăm ca linie de credite și să fie folosit atunci când este proiectul finanțat. A supărat opoziția care e opoziția liberală. Și ceilalți au votat împotriva acestor proiecte. Au votat împotriva linii de finanțări. Chiar au avut îndrăzneala să iese și pe scările primăriei să manifeste cei 6 consilieri locali, adică Chiriac Marian, Costea Nicolae, Heldeanu Stelică, Vespan Gheorghe, Leonte de la Sascut, profesorul, domnul doctor Dorofein a fost și domnul Matache Romică de la Gar. Acești consilieri, nu știu dacă au gândit și au și atacat proiectul de hotărâre în contencioasă administrativ, au gândit dacă trebuie comuna asta să rămână așa cum au rămas acum 12 ani, cu nimic. A trecut trenul prin gară, l-am pierdut, n-au făcut nimic, iar eu, în 4 ani de zile, cu administrația din primăria comunii Sascut, consilierii PSD, v-am expus cele 26 de proiecte, mai ales că dumneavoastră le și vedeți acum. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar la vârsta pe care o am, am dorința de a lăsa ceva în urmă, indiferent de situații. Avem 2 proiecte de reabilitare a instalațiilor de irigat. Se irigă pe teritoriul comunii Sascut circa 1500 de hectare de teren. Efectiv s-a mărit arenda, se va mai mări arenda. Lucrurile să nu se fac peste noapte, lucrurile să se facă în timp, cu oameni și pentru oameni. De asta v-aș ruga respectuos, dragii mei colegi, dragi concetățeni, să aveți disponibilitatea să mă ajutați, pentru că, indiferent de situație, eu ar fi trebuit să mă liniștesc într-un fel, pentru că așa e viața. Dar faptul că mai am mult de făcut pentru dumneavoastră, faptul că în continuare trebuie să termin ceea ce am început, alături de colegii mei consilieri, alături de vicele primar al comunii Sascut, alături de colegii mei din primărie, trebuie neapărat să ne ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Pentru acest lucru v-aș ruga din toată inima că o să fie, cred, dacă nu se întâmplă alte minuni, alegerile pe data de 27 septembrie. Lucru deloc ușor, dar pentru faptul că ne-ați îndrăgit tot timpul cu mici eșecuri, cred că ați avea cel mai mare rol și cel mai mare rol important pentru vot. Numai votul își va spune stabilitatea oamenilor, continuitatea proiectelor care le avem, echipa care o să o vedeți, pentru că trebuie terminat în Sascut. Vreau să vă mai anunț ceva. Să știți că o mare parte din tineretul nostru din comuna Sascut m-au felicitat pe Facebook, m-au felicitat pe WhatsApp, sunt plecați în străinătate. Dacă noi, cei care suntem în administrația publică locală, încercăm să facem tot ceea ce ne-am propus, să schimbăm fața Sascutului, să fie toate utilitățile la punctul lor puse, sunt convins că în viitor apropiat Sascutul va crește ca număr, se vor întoarce tinerii, se vor întoarce tinerii care au plecat, care acum sunt mai în vârstă și o să fie bucuroși pentru că o să găsească
cred, și locuri de muncă, și Sascutul schimbat ca față, schimbat ca administrație, schimbat ca toate utilitățile posibile care trebuie să făcute. Pentru acest lucru vă mulțumesc și dacă o să mai fie cazul, o să vă mai spunem ce se mai întâmplă în Comuna Sascut, iar eu personal, ca primar, în exercițiu, vă rog să vă prezentați la vot pe data de 27 septembrie, pentru că avem nevoie de dumneavoastră. În final, vă urez multă, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire, pentru că vă meritați, iar cu virusul ăsta vă rog să respectați regula cu spălatul pe mâini, mască, pentru că nu se știe de unde vine boala și nu e o glumă. Încă o dată vă mulțumesc mult! Bună ziua, dragi ascuteni! Așa cum domnul primar Răuț v-a prezentat întreaga listă de proiecte și proiectele la care am lucrat împreună și proiectele care sunt în derulare, împreună cu echipa noastră de consilieri care ne-ați acordat încrederea pentru a lucra împreună, vă anunțăm că vom merge în aceeași echipă și vom lupta pentru comuna noastră să atragem cât mai mulți bani din fonduri europene și nu numai, chiar și din diversele module de finanțare, cum am putea să reușim să modernizăm cât mai mult. Iată că împreună cu domnul Răuță am mers la drum acum 4 ani și nu a fost o dezamăgire pentru mine, chiar din contră, o mare încredere care, cu mare drag, eu acord în continuare, sper că adânsul să fie onorat că mergem în aceeași echipă de consilieri, chiar și oameni noi care au apărut pe listele noastre și sperăm să dublăm proiectele care am lucrat la ele în acești 4 ani, așa cum am promis în broșura care ați primit-o în urmă cu 4 ani. Sunt foarte multe proiecte acolo trecute. Noi am prezentat atunci cam 80-90% din cine am dorit noi să facem. În schimb, am reușit probabil 60-70% din ce scrie acolo în broșură să realizăm împreună cu echipa noastră de consilieri și mai sunt programe în lucru să facem chiar mai mult decât scrie acolo. Și să știți că nu am uitat niciun sat și în toate satele vom lucra. Poate într-unele sate au început activități mai intense, proiecte în derulare, chiar unii dintre consătenii noștri sunt poate puțin dezamăgiți că ar fi crezut că ei au prioritate sau noi am încercat pe toate planurile să începem în toate satele dintr-o dată. În schimb, așa cum am primit finanțare, comuna noastră, știți, este o comună mare și acolo unde mergem să primim finanțare, noi am mers cu proiecte pe toate satele. Dar ne-au dat de ales și au spus, chiar au ales dânsii, în funcție de categorii și drumuri și cum au fost afectate de calamități sau de populația din zona respectivă, ni s-au acordat, să zicem, din 10 proiecte care am mers, finanțare pe 2, pe Comunitatea Europeană, să zicem. Apoi am mers la finanțare pe Guvernul României. Din, să zicem, din 10 ne-au dat 2 sau 3 la PNDL, chiar și prin Consiliul Județean, asfaltarea drumului care traversează comuna noastră, de spre Berești până spre Conțești. Sunt foarte multe drumuri în comuna noastră care, într-adevăr, așteptau să fie modernizate și o bună parte din ele s-au derulat, după cum ați văzut și noastră, și cu șanțuri betonate și cu rigole și cu podețe, cum ați văzut și conducte de gaz metan. Într-adevăr, este o problemă cu apa. Sperăm ca în curând să reușim să schimbăm această problemă înspre bine. Asta nu înseamnă că noi am lăsat ca o problemă, să zicem, în delăsare. Nu, chiar ne preocupă și apa este
una din cele mai mari nevoi, din cele mai mari nevoi pentru cetățeni. Dar știți, aici e o întreagă istorie. Când te duci să accesezi un proiect pe apă și canal, încep mai sus, mai jos, că știți, apa trebuie să o dăm altora în folosință, că știți, și au trecut tot felul de etape, în schimb, până la urmă am reușit să le punem într-o ordine prin care, după cum a prezentat și domnul primar, sunt proiecte în derulare pentru satele Sascuțat, cu satele limitrofe, Pânceștiu și chiar și Bereștiu, pentru modernizare, apă și canalizare. Acum, pentru aceste proiecte, într-adevăr, avem nevoie de o cofinanțare. Pentru acest fapt s-a făcut un studiu și am ajuns la faptul că trebuie să ajutăm și noi aceste proiecte cu o mică sumă de bani. Comuna noastră, după cum știți, în ultimii 4 ani a început așa într-o amploare să ia de foarte multe proiecte. Toate aceste proiecte au avut nevoie de o mică parte din bugetul Comunei Sascut. Bugetul Comunei Sascut, unii îl văd că noi ne plătim salariile din el, dar să știți că noi facem tot posibil. Într-adevăr, oamenii trebuie să plătiți și motivați pentru ceea ce fac. Poate unii consideră că muncesc mult sau puțin. Numai noi știm câte piedici, câte, mai știu eu, întâmpinăm în tot decursul acestor proiecte pentru avize, pentru finanțare, pentru executare. După cum vedeți, mergem la fața locului, verificăm fiecare proiect cum se derulează și tot apar mici inconveniente care împreună cu dirigintele șantier, cu proiectantul, cu executantul, găsim soluții să mulțumim toți cetățenii. Că de fapt noi facem aceste proiecte să mulțumim cetățenii din satul nostru, să le fie de folos, nu să le facem așa să fie făcute și să plecăm, că vezi, am făcut drumul. Dacă omul spune, domnule, aici apa curgea așa și noastră a dus-o pe aici, o să fie o problemă. Luăm în calcul toate aceste aspecte. Într-adevăr, proiectantul vine odată de două ori când punem proiectul un lucru pe teren și pleacă. Cetățeanul care stă acolo și de ani de zile știe orice inundații care a fost, fiecare știe exact problema proiectului de fapt și luăm în seamă toate aceste lucruri. Dar, în fine, sunt foarte multe discutat și oricând la mine ușa este deschisă la birou și chiar pe teren de multe ori vorbesc și discutăm împreună și ne cerem păreri. În schimb, urmează o perioadă de campanie electorală, urmează un scrutin care sperăm ca dumneavoastră să acordați continuitatea pentru comuna noastră. În aceeași echipă susțin pe domnul primar Răuță Ioan, care, într-adevăr, cu dânsul am reușit să fac ceea ce poate eu singur, dacă aș fi candidat, poate nu aș fi reușit să fac. Este un om de valoare care a știut să se implice pentru finanțarea proiectelor, s-a zbătut pentru toate drumurile care le-am avut noi de făcut la Ministerul Dezvoltării și chiar personal, hai la Iași, hai să mergem la București, hai sună, hai intervine că voi a rămas acolo uitat dosarul, că știți cum e, dacă nu suni, nu te duci să te lupți pentru dosarul tău, rămâne acolo poate pe un birou și la un moment dat îl găsește cineva când spune e prea târziu, s-a terminat măsura de finanțare și ne pare rău. Așa că, domnul primar Răuță, mergem în echipă și luptăm pentru comunitatea noastră. Succes la votare. Să trăiți! Bine.